Domnule senator Auler, prin noi ați avut parte de peripeții în legătură cu candidatura pentru alegerile parlamentare din acest an, mai exact în ceea ce privește lista USR Prahova pentru Senatul României. Ați fost aproape de a nu mai putea candida din cauza unor contestații în val depuse împotriva partidului dumneavoastră? Ne puteți povesti ce s-a întâmplat? Da, pe scurt, miercuri, pe 16 octombrie, la ora 13, USR a depus listele pentru Senat și pentru Camera Deputaților, liste complete, 14 la Camera Deputaților și 7 la Senat, care conțineau diversitate de gen, adică atât femei cât și bărbați. Dar, din păcate, a doua zi am dus dosarele la tribunal, toate lucrurile s-au desfășurat conform legislației în termen. Dar, din păcate, a doua zi, singura femeie de pe lista Senat, viceprimarul Anca Popa, convinsă probabil de competitorii electorali sau probabil de mafia deșeurilor, de cei pe care i-am deranjat foarte tare în investigația mea din acest an și în dosarul în care eu sunt martor, noaptea ca hoții, și pot să spun asta, pentru că la 12 fără 10 noaptea s-a prezentat împreună cu consilierul ei personal, Antonio Pârău, de asemenea și el membru USR, și și-a retras candidatura, astfel încât competitorii noștri electorali să conteste lista, ceea ce s-a și întâmplat, de fapt, a doua zi. Scuzați-mă, fără să spun absolut nimic înainte. Fără să informeze partidul, fără să spună nimic, pentru că, conform legislației în vigoare, noi puteam să înlocuim după retragerea ei și să punem pe listă altă femeie până la termenul limită de 17:00, 23:59. Evident că, neștiind, nefiind anunțați, la ora 12 fără 10, în 10 minute nu puteam înlocui. A doua zi am primit 4 contestații. Neasumate de partide, nu a avut măcar onoarea și demnitatea să-și asume toată această manevră mizerabilă din punctul meu de vedere. Au contestat pe persoană fizică, una dintre contestații a venit chiar din Vâlcea, un domn Anghel care are probabil o mică afiliere față de aur, domnul Radu Adrian Ovidiu, cel care deține... Domnul Anghel de la Câmpina. Da. Da. Domnul Radu Adrian Ovidiu, cel care deține incisiv de Prahova și care a încercat să protejeze acei infractori care îngropau deșeuri la Tăjorul Vechi, de aceea fac o legătură între această manevră și posibila implicare a acestor, hai să le spunem infractori, pentru că sunt infractori, dacă îngropau deșeuri, comitau o infracțiune, le pot pune apelativul ăsta. Care s-a și dovedit ulterior, din câte știu. Da, da. Dosarul se află într-un stadiu avansat de cercetare. A fost preluat de Procuratura București și probabil pentru prima dată în România o să aibă o soluție, sper eu, cu executare și îmi doresc să fie un exemplu pentru că acest fenomen, dacă nu se dispară complet, măcar să se diminueze astfel încât să nu afecteze mediul, pentru că deja în județul Prahova, îngroparea deșeurilor a devenit un fenomen aproape imposibil de controlat. O să discutăm și despre aceste lupte ale dumneavoastră din acest mandat, care mie mi s-au părut a fi mai mult decât interesante, v-ați expus foarte mult. Să revenim la subiect. Ieri la ora 13 s-a judecat fondul celor 3 contestații. Evident că contestațiile au fost respinse. Astăzi la ora 10 am mai avut un apel, mâine la ora 10 o să avem alt apel și la ora 13 alt apel. Din păcate, toată această manevră ne-a făcut să luăm o decizie grea, și anume să discutăm cu colegii, ceilalți colegi care se aflau pe lista Senatului, și pentru a nu risca nimic, pentru că erau riscuri foarte mari ca USR să nu fie reprezentantă pe buletinul de vot la alegerile parlamentare pe lista de Senat
Și colegii noștri, și îi numesc cu mândrie pe acești colegi care și-au retras candidatura doar ca să rămân eu pe listă și să nu mai avem nevoie de diversitate de gen, și aici vorbesc de Cătălin Ignat, care a fost nevoit să se retragă, de colegul meu Valentin Crețu, de aici câmpinan. Așa, dragi câmpineni, chiar dacă nu o să-l vedeți pe Valentin Crețu pe buletinul de vot, să știți că el merită și puteți să considerați că se află pe buletinul de vot la Senat. Andrei Mazilu, Alexe George, Viorel Dinu, colegi ai mei cu care eu mă mândresc, care au avut verticalitate și au înțeles situația și s-au retras de pe listă. Așadar, a fost un atac concertat, începând cu retragerea viceprimăriței. Au urmat cele patru contestații în valuri. Da. Apel. Au pierdut la instanța de fond. Astăzi s-a judecat un apel. Mâine mai avem încă două apeluri. Este posibil să pierdeți acest litigiu? Eu sper să nu. Ar fi un caz unic în România. Ar fi un caz unic. În primul rând că se poate demonstra sabotaj. Noi am întocmit lista, așa cum spune legea, cu diversitate de gen. Am fost sabotați. Nu pot explica acum ce a făcut-o pe Anca Popa să facă acest gest. Mai mult de atât, noi, ca să fim siguri că nu mai avem nevoie de diversitate de gen, am rămas singur pe listă, adică fiind un singur... Ceea ce este legal. Ceea ce este legal, absolut legal. Nu am emoții că o să întâmple ceva neprevăzut și USR nu o să candideze pe lista, pe buletinul de vot la Senat. Dar trăim în România și asta ne ocupă tot timpul și orice este posibil. Domnule Valentin Crețu, de pe locul 2 pe lista USR Prahova, așa cum spunea și domnul senator primului aici, acum sunteți în afara listei. Cum vi se pare această situație și în ce măsură credeți că retragerea noastră forțată de pe listă va afecta rezultatul electoral, cel puțin din zona Câmpina, unde vă cunoaște atâta lume? În primul rând, este o manevră pe la care, sincer să fiu, nu mă așteptam că este posibilă să se întâmple. Totuși, vedem că la nivelul acesta al politicii de pe Prahova, să zicem, nu de pe Dâmbovița, se poate practica inclusiv orice, doar să împiedici un partid să-și pună pe listă, să-și aibă o listă completă pentru a participa la Senat. Personal m-a afectat. M-a afectat pentru că am candidat în ideea că am ceva de adus în plus pe acea listă. Am fost un proces deschis la noi în partid. Și chiar șanse reale să... Și aveam și șanse să câștigăm și să avem un reprezentant din această zonă, adică din zona Câmpina, în Senat, ceea ce nu s-a mai întâmplat de ceva timp, din câte țin eu minte. Ce vreau să spun? Vreau să spun că manevra doamnei Anca Popa este clar una premeditată, deci nu cred că se poate întâmpla chiar așa la ora 23:50 să-ți vină ideea de a te retrage. A fost constrânsă de cineva? Aveți este informații? Posibil, dar este numai, asta este doar la nivel de bănuială a mea, nu avem nicio confirmare și până la urmă, sincer, eu chiar m-am gândit la un moment dat să o dau pe dânsa în judecată ca persoană fizică, pentru că m-am împiedicat să candidez pe listele de partid la funcția de senator. Este un drept pe care l-am și dânsa n-a făcut altceva decât să mă împiedice să fac acest lucru. Nu cred că veți avea câștig de cauză, ar putea spune că așa s-a așa întâmplat. Este. I-aș fi cerut daune de un euro, nu aveam nevoie de altceva de la dânsa, ci doar poate își dă seama că a greșit față de colegi, care colegi noi, adică USR-ul am susținut, dânsa fiind viceprimarul municipiului Ploiești, funcție pusă. Este numită în funcție la propunerea și cu sprijinul colegilor. A greșit în primul rând din punct de vedere moral, pentru că a stat până într-al 12-lea ceas. Nu, eu cred că nu e o greșeală. Eu nu consider o greșeală. Eu consider că e o chestie premeditată și de aceea a fost făcută la acea oră, că altfel nu am explicații. Lipsa dumneavoastră de pe listă, credeți că va afecta scorul electoral al USR în zona Câmpina? Eu sper ca oamenii să înțeleagă ce manevră ni s-a aplicat. Sper să înțeleagă, de fapt sper să mă vadă, să mă neasculte și să vadă că suntem în continuare o echipă, chiar dacă eu nu sunt pe listă, deci numele meu nu se mai regăsește pe acea listă,
Fac parte din staful USR și facem sunteți campanie. Președintele organizației câmpienilor USR? Da, și facem campanie concentrată, să zicem, la nivel de Prahova. O facem împreună cu colegii noștri, colegii care sunt pe listele de la Camera Deputaților, acum cu Aurel Oprinoiu, care este singur deocamdată pe lista de Senat, dar facem campanie împreună. Suntem același partid și așteptăm ca lumea să înțeleagă acest lucru și să ne voteze. S-ar putea spune, domnul Oprinoiu, singur pe listă, unul și bun. Nu este așa, nu și bun, sunt doar eu, iar colegii din USR, toți colegii cu mici excepții și excepții, a făcut Tanca Pupa, sunt oameni integri, oameni care vor să schimbe lucrurile și care au înțeles situația. Tocmai de aceea repet și o spun întotdeauna că eu sunt mândru cu colegii mei care au avut tăria și au spus pentru partid mă retrag pentru a fi sigur că putem să fim reprezentanți pe listă. Pentru că aici nu mai vorbim de Aurel Oprinoiu sau de Valentin Crețu, vorbim de partid, vorbim de prezența noastră și de șansa noastră de a ne prezenta în fața electoratului. Aș vrea eu ceva să adaug aici. Faptul că în cadrul partidului aceste liste nu au fost trimise nici de la București, nici de la Constanța, nici din altă parte, așa cum se mai practică, din păcate, la alte partide. Nu vi s-a impus, a fost un proces transparent în care ne-am făcut campanie electorală în interior și a fost un proces de vot la nivelul partidului. Toți candidații sunt prahoveni. Au fost dezbateri, sunt prahoveni, prahoveni pentru Prahova. Toți candidații noștri au cariere în privat, niciun candidat de pe lista Senat sau lista Camerei Deputaților nu sunt sinecuri prin bugetul, aparatul de stat. Și sunt mândru. Mă uit pe CV-ul lor, tuturor candidaților și mă mândresc cu ei. Și sunt prahoveni pentru Prahova, nu impuși de la centru cum se întâmplă la alte partide. Uitați-vă pe CV-ul Valentin Crețu, uitați-vă pe CV-ul Cătălin Ignat și al tuturor candidaților și o să vedeți că avem cu cine. Valentin Crețu, un consilier local care își încheie chiar azi, v-ați încheiat mandatul. A fost ultima ședință, corect? Un consilier local foarte bun, care a avut ce spune în legislativul care se încheie. Și o să mai aibă ce să spună încă 4 ani de aici încolo. Am auzit atunci că au fost competiții interne destul de acerbe la dumneavoastră pentru liste. Au fost dezbateri. V-ați certat unii cu alții? Nu ne-am certat. Au fost dezbateri, au fost 3 zile de dezbateri în care colegii noștri au pus întrebări candidaților, ne-au întors pe toate părțile. A fost necesar să spunem ce dorim să facem, de ce vrem să candidăm și de ce considerăm noi că merităm să reprezentăm USR în Parlamentul României. Nimic, nu cred că există un alt partid care să facă lucrurile în felul în care le facem noi. Să ne prezentăm, să dezbatem, să discutăm și să alegem prin vot. Vorbiți de democrație reală. O democrație reală, exact. Domnule primar, se încheie mandatul în Parlament în care activitatea noastră pentru județul Prahova și pentru țară a avut un ecou, din câte știu, și a adus și realizări. Ne puteți descrie pe scurt cele mai importante dintre aceste realizări ale dumneavoastră și dacă vă reproșați ceva după acești 4 ani de senator? Pot spune că mandatul meu a început în 2020. Eu sunt în politică, între ghilimele, am intrat în USR, sunt membru fondator în 2016. Din 2020, colegii mei mi-au acordat șansa să intru în Parlament. Primul an, cele 8 luni cât am fost la guvernare, fiind președintele Comisiei pentru Mediu, a fost o perioadă feerică pentru mine, pentru că am învățat foarte multe, m-am înconjurat de oameni mult mai deștepți ca mine, de la care am avut multe de învățat. Am avut și niște realizări punctuale atunci. Urmând perioada de după ce am ieșit de la guvernare, moment în care mi-am dat seama, eu sunt printre cei care consideră că poate mai trebuia să ne acordăm o șansă. Paranteză, ieșirea de la guvernare, o decizie greșită, din punctul meu de vedere. Asta n-am vrut să spun chiar cu subiect și predicat, da. Pentru că mi-am dat seama cât de greu mi-a fost după. Cât de greu puteam să mai deschid o ușă. Dar și așa, chiar și din opoziție, am reușit să trec câteva proiecte legislative
foarte bune pentru mediu, prin negociere și prin discuții cu colegii. Astfel am trecut o inițiativă cu protecția arborului remarcabil, despre care chiar presa din jurul regelui Charles a scris despre mine și mă simt mândru de asta. Am trecut o lege prin Senat prin care obligăm depozitele de deșeuri să dețină stații proprii de monitorizare a calității aerului. Am reușit să băgăm și aerul în infracțiune în momentul în care până acum poluarea solului și apei devenea infracțiune dacă era dovedită. În momentul de față, după ce o să treacă inițiativa și de Camera Deputaților, și poluarea aerului o să devină infracțiune. M-am implicat de asemenea, probabil nu știu cât de mult știu, în stoparea unui fenomen pe care l-am descoperit în județul Prahova, și anume formarea unui grup infracțional organizat cu concursul autorităților. Pentru că în momentul în care am aflat că stația de tratare mecanobiologică, proprietatea Consiliului Județean, prin intermediul unui infractor, îngropau deșeuri tocate în fost exploatări de agregate minerale din Târșorul Vechi, am luat atitudine, am făcut potecă la autorități, am fost la Garda de Mediu, unde mi-am dat seama că acea instituție protejează infractorii. Am fost la Consiliul Județean, unde la fel mi-am dat seama că au cunoștință de fenomen și nu iau nicio măsură. Am avut disperarea prin care, după ce am făcut sesizări către toate autoritățile prahovene, cu Primăria Târșorul Vechi, Garda de Mediu, Agenția pentru Mediu, Consiliul Județean, și m-am lovit de un refuz, dându-mi seama că fac parte din acest grup infracțional organizat, m-am îndreptat către București, am uzat, între ghilimele, de funcția pe care o dețin, am chemat în Comisia pentru Mediu Comisarul General al Gărzii de Mediu, unde am găsit deschidere, am făcut potecă la minister, la secretarii de stat și la ministru, și lucrurile s-au deblocat. S-au deblocat, au început investigații, s-au dovedit, a făcut primul dosar penal, infractorii au descoperit că nu putem ajunge la ei pentru că aveau protecție politică, și spun sigur că aveau protecție politică pentru că altfel nu se putea întâmpla ce s-a întâmplat, și au mers către altă companie, adică au încheiat cu Voma Ecoserv Construct, unde au îngropat prima dată, și s-au dus către o fost exploatare care a aparținut Primăriei Târșorul Vechi, printr-o firmă lifting profesional. V-ați expus pe urmele mafiei, domnule senator? Am fost și la un pas să folosesc arma pe care o dețin în mod legal, având un permis de armă, pentru că m-am dus către Reporting Recorder. Reportajul Recorder a început la inițiativa mea, pentru că mi-am dat seama că doar aducând opinii publice la cunoștință ce se întâmplă, pot debloca lucrurile. Am fost la un pas să fiu bătut de interlopii care păzeau groapa. A fost un incident cu arma în care am fost nevoit să arăt arma ca să nu... Mi-au blocat mașina pe drum ca în filme, neștiind cine sunt. Probabil. Când era mai bine să stați la Senat, în birou, și să vă uitați pe cei hârtii? Nu suntem la o emisiune electorală, dar consider că cetățenii mi-au acordat un vot ca să îi protejez și să fac ceva, și nicio clipă nu m-am gândit că am simțit că este de datoria mea, ca un iubitor, dincolo de senator de Prahova, dincolo de președinte al Comisiei pentru Mediu, sunt un iubitor de mediu, iubesc natura, chiar îmi doresc să locuiesc lângă natură spre finalul vieții, cumva să mă integrez într-o zonă cu aer curat și cu privilegii minunate. Și am simțit că trebuie să fac ceva. Mai mult de atât, acei infractori îngropau deșeuri chiar în comuna în care eu locuiesc. Deci chiar eu locuiesc în sat Strejnic, în comuna Târșorul Vechi. Să înțelegem că nu se mai întâmplă asta. Folosiți timpul trecut. Îngropau. Nu se mai întâmplă asta și azi? Cel puțin nu pe aceeași filieră pe care au avut-o atunci.
atunci îngropau deșeurile municipale colectate de la populație, de la stația de tratare mecanobiologică, proprietate a Consiliului Județean. Din punctul meu de vedere, asta este foarte grav. Infractorii fac infracțiuni, pentru că ei asta au învățat, sunt prinși și se duc la pușcărie. Cot la cot cu autoritățile, dar în momentul spuneți, în care autoritățile plătite de noi ca să ne protejeze sunt implicate în asemenea fenomene, de aici devine frustrarea mai mare, pentru că garda de mediu, ei sunt plătiți să ne protejeze, să ne protejeze de infractorii care produc infracțiuni de mediu, nu să-i apere. Consiliul Județean deține o stație de tratare mecanico-biologică într-un zmid care trebuia să fie un best practice pentru România și de care s-a ales praful, pentru că avem autorități incompetente. Despre asta vorbim. Veți continua ofensiva asta și dacă ieșiți senator în următorul mandat? Evident că da. Altfel, am avut de foarte multe ori tendința să spun că statul român este pierdut, că nu putem schimba nimic, că este acaparat de sinecuri și de structuri mafiote și vând tot și plec din țară. Pe de altă parte, îmi dau seama că se pot schimba lucrurile. Am înțeles ce înseamnă guvernarea. Dacă cetățenii ne vor acorda încredere și vom reuși să guvernăm și vom avea puterea executivă, putem să schimbăm multe. M-am gândit de multe ori ce aș putea să fac eu din poziția de ministru al mediului și se pot face atât de multe și putem schimba structural și să cumva să depolitizăm instituțiile și să aducem profesioniști. Lumea, să zic că în momentul ăsta când se uită la noi, când ajunge ministrul al mediului, gata, pune Batista pe țambal și cam asta e. Dacă cei care mă cunosc știu că nu se va întâmpla asta. Dacă voiam să mă opresc din... Eu în viață am învățat și am fost crescut de multinaționale în care îmi dau seama că trebuie să livrez și trebuie să evoluez. În momentul în care te oprești din evoluție, în momentul în care nu trebuie să livrezi performanțe și rezultate, dispari. În privat așa se întâmplă. Din păcate la stat nu contează. Mi s-a spus să nu mai dau numele Roberta Anastase mereu de câte ori vorbesc, dar este o frustrare a mea. Doamna Roberta Anastase, senator în atâtea mandate, sociolog, a ajuns consilier la Banca Națională Română. Cum putem noi ca Românie, ca societate să evoluăm în momentul în care la Banca Națională României punem sociologi, la Nucleară Electrică punem filozofi? Deci nu se poate, senator, trebuie să ajungem să... Se poate. Doamna Anastase, după ce a fost întrebată în comisiile din Parlament, verzi și uscate, ca să ajungă în funcția respectivă, a ieșit pe holul Parlamentului și ziariștii au întrebat-o scurt pe doi. Doamne, ce este roborul? Roborul. La care doamna senator a zis că e o glumă. Mergem mai departe. Păi mergem mai departe. Nu putem să mergem înainte cu statul român dacă continuăm așa. Și asta este frustrarea. În momentul de față pierdem 1 miliard de euro. Domnule frăților, 1 miliard de euro pentru că guvernul Ciolacu a ignorat jalonul din PNRR și Comisia Europeană, în care a spus în instituțiile statului, în care statul este acționar majoritar, trebuie să pune la dispoziție un proces transparent de angajarea unor manageri a acestor companii. Ce s-a întâmplat? O sinecură, gen Banca Națională a României, a trimis la Nucleară Electrică un filozof sau cu totul altceva. Dacă ajunge senator, nu vă văd bine, sunteți prea ofensiv, prea... Păi am avut timp 35 de ani, am tăcut, am așteptat, am tot crezut că lucrurile se vor schimba. Nu sunt foarte ofensiv, ba din contră, nu îndresc decât normalitate. Asta am spus-o tuturor și am încercat să transmit tuturor agenților economici care fac infracțiuni că nu sunt procuror și nu stau să-i cercetez ceva. Eu îmi doresc normalitate, nu vreau nimic altceva. A nu polua, a nu face infracțiuni este o normalitate. Nu trebuie să vină cineva să spună că sunt ofensiv, că îmi doresc normalitate. Nu, nu e nimic. Am glumit. Vă reproșați ceva în acest mandat, domnule senator? Nu știu. Dacă mă uit în urmă și cunoscând și activitatea colegilor mei, îmi dau seama că n-ar trebui să-mi reproșez nimic. În același timp îmi dau seama că poate aș fi putut să fac mai mult. Nu știu cum. De exemplu, în viitorul mandat mă așteaptă o muncă imensă. Dacă cetățenii vor acorda încrederea și o să voteze USR pe buletinul de vot, îmi doresc să
mai găsesc senatori, deputați, resurse, pentru că nu o să pot singur, și să creez un cod de mediu. Sunt 256 de legi în domeniul mediului, de proiecte legislative. 256, unele concepute în perioada comunistă. Trebuie fiecare lege în parte, găsite zonele gri, eliminate. Trebuie să implicăm mediul academic, profesioniști din domeniu, va fi o muncă. Și o să vă loviți de mafia lemnului, mafia deșeurilor, mafia etc. Haideți să începem să scăpăm de aceste mafii. Haideți să dăm România românilor. Haideți să facem o Românie pentru toți, nu doar pentru unii. Dacă nu visăm ceva, nici nu o să realizăm niciodată. Ideea e să avem un crez, să ne dorim lucrul ăsta, să formăm acea masă critică de oameni care vor binele acestei țări și vor reuși. Altfel, dacă stăm și ne lamentăm că nu se poate, nici nu o să se poată vreodată. Vă doresc multă baftă. Domnule Crezu, se încheie și mandatul dumneavoastră de ales local administrația publică din Câmpina. A fost un mandat dificil în care USR Câmpina, partidul pe care îl conduceți, a avut parte de multe provocări. Ce credeți că rămâne de reținut pentru cetățeni din mandatul dumneavoastră de ales local și dacă aveți tot așa vreun regret? În primul rând, țin să precizez că a fost primul mandat al meu. A fost o provocare faptul că am intrat în Consiliul Local și a trebuit să mă adaptez, să zicem, la ceea ce înseamnă funcționarea aparatului primăriei și a Consiliului Local, bineînțeles. A spus foarte bine, s-au întâmplat destul de multe schimbări și la nivel de partid. Eu sunt practic președinte de 7 luni, 8 luni, din februarie, de fapt anul acesta. După plecarea mai multor colegi de-ai noștri, inclusiv consilieri locali, către alte partide, probabil mai ofertante pentru dânsii. Uite, n-am vrut să-l întrerup pe Aurel. Noi avem o problemă de mediu pe care am discutat-o și va trebui să găsim, că eu nu mă gândesc că nu iese senator, și va trebui să găsim soluțiile potrivite de a sprijini, de a încuraja, de a face ceva cu acele batale. Acelea sunt două pete, de fapt sunt trei, cu lacul peștelui, care nu este un batal propriu-zis, ci este un lac natural, care sunt pline de produse petroliere. E adevărat că sunt în proprietate privată, nu sunt proprietatea autorităților locale, dar totuși avem datoria să ne interesăm de ele, să găsim metode de a încuraja, sprijini, obliga eventual pe proprietari. Domnul senator, vă anunț de pe acu că și ceea ce spune domnul Crețu, tot o suveică din asta mafiotă. Știu și aici vă spun că chiar dacă acea proprietate este privată, acea persoană sau juridică sau fizică care a cumpărat, l-a cumpărat cu sarcini, da, și are obligații de mediu, indiferent de felul de proprietate. Sunt prea multe, din opinia mea, prea multe cazuri de genul ăsta, inclusiv la Rompetrol. Am fost personal la directorul Rompetrol în această vară să discutăm despre stația de tratare a apei uzate, pentru că nu mai au, și la un moment dat apa uzată din Rompetrol ajungea pe Dâmbu. Să discutăm despre acel batal pe care, acele două batale pe care trebuia, sau bataluri pe care trebuia să le închidă și nu le-au închis încă din 2004-2005. Sunt prea multe probleme de mediu și un județ petrolier. Despre asta e vorba, nu? Prahova a fost și rămâne un județ. Dar foarte bine, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să respectăm mediul. Asta nu înseamnă că nu sunt, și în alte state europene sunt industrii petroliere și au niște obligații pe care trebuie să le respecte. O să revin. Asta este una din problemele care avea, să zicem, legătură cu domeniul în care a activat și cred că va activa și mai departe, și chiar avem nevoie de sprijinul în acest domeniu. Ceea ce privește activitatea din Consiliul Local, știți foarte bine că am susținut marea majoritate a proiectelor propuse de administrația care își încheie mandatul astăzi. Unele controversate, știți foarte bine, nu cred că este cazul exact să mai pomenesc despre ele, dar eu le-am susținut din convingere. Le-am studiat, am avut intervenții la ele, în sensul în care am încercat să corectez anumite aspecte care nu mi s-au părut corecte. În rest,
regrete. Da, aș fi putut să fiu, să fi avut mai multe proiecte pe care să le inițiez, numai că modul de lucru la administrația primarului, mai exact, a fost unul individualist, adică și-a susținut foarte mult proiectele personale, mai puțin pe ale celor din... Tocmai de asta am spus că a fost un mandat greu. Da, da, știu, sunt convins că s-ar putea realiza mai mult, s-ar fi putut realiza mai multe cu un alt fel, o altă colaborare, dacă aș fi avut altă colaborare cu primăria, cu aparatul primarului. Aștept, în schimb, să văd care va fi orientarea propusă de noua administrație care își va intra în pâine de, începând de mâine, mâine la ora 9. Vom vedea ce... Știu că există o majoritate formată, au și ieșit în presă, au declarat public că sunt, au o majoritate simplă de 10 persoane. O să rămâneți în opoziție, cel mai probabil. Eu nu vreau să fac opoziție, eu vreau să fiu la putere pentru cetățean. Nu vreau să particip neapărat la, adică să fiu unul din membrii majorității care s-a format, pentru că nu asta e intenția mea, dar o să fac exact ce am făcut și la, și în cazul mandatului care se termină, adică o să susțin proiectele care mi se par corecte și benefice pentru cetățeni. Nu să vină domnul Prinoi sau cei de la proiect să vă spună, domnule, votează aia că așa... Eu aș vrea să nu se întâmple chestia asta. Sper să nu se întâmple, pentru că nu e cazul. Deci v-am zis să încercăm să funcționăm cât de cât democratic. În fiecare își cunoaște foarte bine, să zicem, bucătăria internă, ce înseamnă orașul, care ar fi problemele lui. Poate să vină să întrebe, băi, dar acolo este corect ce faceți? Sau să dea un sfat, dacă cineva vine de la Ploiești și zice, ai grijă că totuși acolo... Noi credem că, uite, dacă se face chestia asta, nu este în regulă. Confirm, ne amestec cu județul întrebările de la Câmpina, pentru că... Mâine o să fiu prezent să-l susțin pe Vali și să-l felicit pentru noul mandat. Mâine voi fi alături de el. Încercați să spun că am să confirm, ne amestec cu județul la noastră, pentru că de multe ori v-ați certat consilierii USR între dumneavoastră în Consiliul Local. Am avut păreri diferite. Știți ați foarte bine diferit. Că au fost câteva corect. Cazuri, ceea ce ne-a dăunat, să fim sinceri. Nu este un lucru, nu dă bine pentru electorat să avem păreri diferite, pentru că electoratul este învățat ca dacă vine cineva de la partidul X, nu are importanță, PSD, PNL, cine doriți, luați oricare exemplu, toți votează în grup. Că e bine sau că este rău, nu știu. Dar pentru democrație rău. Dacă este rău pentru democrație, așa este. De ce a reprezentat USR o soluție pentru cei care votează partidele de dreapta, domnule Oprinoiu? Dintr-un motiv simplu. Pentru că vrem și pentru că putem. Pentru că îmi cunosc colegii și vă spun sigur că în USR sunt oameni mult mai inteligenți decât mine, dar nu neapărat decât mine, sunt oameni școliți, oameni educați, oameni care vor, care își doresc schimbarea și vă pot da exemple nenumărate de oameni care ar putea să schimbe România. Și nu pot să spun de Cătălin Drulă, de Cristian Ghinea, care este un tip foarte deștept, Cristi Zagler și foarte mulți. Eu îi cunosc personal, dincolo de camerele de luat vederi, dincolo de opinia publică și știu cât de motivați sunt să facem din țara asta o țară ca afară. Eu, dar pe dreapta mai sunt și liberali, domnul Ciucă, domnul Roșca, vă dau exemple, ei nu sunt buni, de ce pe dumneavoastră și nu pe ei? Păi e simplu, pentru că noi nu trimitem la Banca Națională un sociolog. Pentru că noi când am avut nevoie să trimitem pe cineva un reprezentant USR și nu am avut un om competent în domeniul respectiv, ne-am îndreptat către societatea civilă. Am zis, mă, trebuie să trimitem la CNSAS un reprezentant USR. Ne-am uitat în partid. Nu avem un specialist în zona aia. Ok, mergem către zona civilă. Ne uităm către zona civilă. Care este cel mai bun profesionist în domeniul respectiv? Mergem la el, discutăm cu el și trimitem acolo. Asta facem noi. Ca să evoluezi, ca să ai performanță, nu trebuie să pui sinecuri. Eu vreau să completez ceva, pentru că întrebarea a fost legată de partea dreaptă a eșichierului politic. Exact. Mie nu mi se pare că această guvernare actuală are vreo componentă de dreapta. Corect. Ați văzut măsuri de dreapta la dâns și PNL-ul este în guvernare. Dacă ar fi sincer, partid de dreapta... PSD-știi sunt mai de dreapta decât liberali. Asta e surprinzător. Deci nu văd, nu știu care e concurența aici între noi și PNL. PNL-ul actual, chiar dacă se cheamă liberal, ar trebui să fie de dreapta. Eu nu văd nimic de dreapta acum în PNL și nici la candidatul dumnealor. Mulțumesc, Vali. Da,
Corect, așa este. Păi ce o să faceți? Că mâine pe mâine trebuie să dați mâna cu ei pe dreapta politică, în Parlament. Domnule, lucrurile sunt clare în opinia mea. Este o părere strict personală. După 1 decembrie vom vedea rezultatele alegerilor. După 1 decembrie trebuie să creăm o majoritate, indiferent cu cine. Dincolo de partidele politice, de dreapta, de stânga, PSD, PNL, UDMR, noi discutăm despre un program de guvernare pentru România și pentru români, pe care să-l implementăm indiferent cu cine. Ne uităm, ce ne dorim noi? Avem niște, de această dată știm exact ce vrem și cum vrem. Pentru că am trecut printr-o experiență în care am fost aruncați de la guvernare și ne-au dat vânt pe scări. Vrem primari în două tururi. Lucruri pe care nu... Scuzați-mă, v-ați cam dus și noastră pe scările alea singurei, înainte să vă dea vânt pe ne-am PNL-ul. Dus pentru că am fost dați afară. Dacă vreți... Nu dezvoltăm, că n-avem timp. În altă emisiune dezvoltăm. Primari în două tururi, fără penal în funcții publice, micșorarea taxării pe muncă și foarte multe lucruri în programul nostru de guvernare pe care o să-l negociem cu viitor parteneri. Evident că nu putem să guvernăm singuri. Evident că dacă vrem să facem bine pentru România și pentru români, trebuie să batem palma cu un partid politic, fie că el că va fi PNL-ul de mere, de ce nu poate, într-un caz, ultim caz ipotetic, poate chiar PSD, nu scot nimic din calcul. Nu cred că spuneți asta. Cu PSD la guvernare, USR, eu nu prea văd. Dacă USR va fi vioara întâi, dacă USR o să fie prim-ministru, o să dea prim-ministru și dacă colegi, indiferent, repet, vor semna protocolul pe programul de guvernare pe care noi o să-l negociem și o să-l impunem și vrem să facem bine României, prima dată când a declarat o posibilitate, o asemenea posibilitate, a fost Cătălin Drulă. Eu exclud. Deci sper să nu se ajungă vreodată acolo și forțele de dreapta să-și dea mâna după alegeri și să putem să ne înțelegem cu PNL și cu UDMR să facem un guvern după 1 decembrie, dar dacă nu vor dori să alăture de noi în proiectul O Românie pentru toți, nu doar pentru unii, și să semnăm un protocol cu un program de guvernare cu multe lucruri pe care noi nu mai suntem dispuși să le negociem și să renunțăm la el, doar de dragul guvernării. Nu vreau să dezvolt ideea, dar vă spun așa, ce a zis un analist interesant și foarte deștept. Dacă PSD este astăzi unde este în România, asta se datorează celor de care fac politică de dreapta. Corect. Și cu asta am închis subiectul. A spus că vedeți o alianță cu oricine, cu PNL, cu PSD? Nu chiar cu oricine. Prima variantă vor fi forțele de dreapta. Asta va fi primul pas pe care îl vom face. Programul de guvernare cu lucruri pe care vrem să le impunem în acel program de guvernare cu forțele de dreapta. În situația ipotetică în care nu o să ne înțelegem și nu o să putem, ne vom gândi și la alte variante. Și exclus partidele extremiste. Deci, Aur, SOS? Exclus partidele extremiste proruse. Aici este o linie roșie peste care nu pot trece. Domnul Crețu, suntem pe finalul emisiunii. Ce vă propuneți să realizați pentru în viitorul mandat? Sunteți consilier local, vă validează mâine, începeți treaba. Da, așa ar trebui să începem treaba. V-am zis, o să fie o perioadă de expectativă, pentru că, în primul rând, nu știu care sunt planurile viitoarei administrații și o să încerc să le adaptez la ea. O să merg în continuare cu proiectele pe care le-am început, acel centru care l-am gândit și, din păcate, s-a mișcat foarte greu din cauza procedurilor din țara aceasta, adică n-am reușit să facem decât anumite proceduri. Mai spuneți oară, centru? Un centru de tehnologie. Vrem să reabilităm și să recondiționăm clădirile de la petrol, care în acest moment sunt, din păcate, se ruinează. Avem spații foarte mari acolo, sunt mii de metri pătrați care ar putea fi folosiți și transformați în școli, în laboratoare, în centru de incubare de afaceri. Cu alte cuvinte, veți încerca să duceți mai departe proiectele pe care trebuie să ducem, pentru că este unul care va aduce plus valoare aici în Câmpina, adică să încercăm să ținem tinerii, să-i aducem, nu numai să-i ținem, să și aducem din ei să vină aici să lucreze. Orașul ar putea să devină ofertant și pentru ei. Și dacă PSD-ul va veni cu un proiect important, o să-l susțineți? Bineînțeles.
Bineînțeles, nu am de ce. Ultima întrebare, cred că am și depășit timpul de emisie. Potrivit unui sondaj de opinie recent, făcut la nivel național, peste 60% dintre tinerii din România nu vor să audă de alegeri. Domnule senator, noi unde ajungem? Tinerii nu mai vor să audă de politică și de alegeri. Da, pentru că, în opinia mea, România educată pe care actualul președinte Klaus Iohannis a lansat acest proiect cu mare tantam, este un, de fapt o Românie eșuată. În opinia mea, trebuie în curicula școlară, în clasa 12-a, elevii de clasa 12-a, viitorii votanți în procesul electoral, trebuie să fie informați, așa cum trebuie să primească o educație financiară, pentru că sunt tineri aruncați în viață după ce... Vă referiți la lecții de democrație, la ceea ce înseamnă mecanismul democrației, exact, asta? Exact, trebuie spuneți. Să învețe ce înseamnă democrația, ce înseamnă politica, cum influențează politica viața lor, pentru că politica influențează și aerul pe care respirăm. Din păcate. Din păcate sau din fericire, pentru că asta înseamnă democrație. Și spun tot timpul că eu iubesc democrația, decât o Românie cu Putin la putere, mai bine o Românie cu Ciolacu, chiar dacă un dezastru. Democrația este singura soluție pentru omenire. De acord. Și trebuie tinerii să înțeleagă, pentru că ei nu înțeleg, nu știu, nu au fost învățați în școală, ce înseamnă, nu au o educație financiară solidă, pusă în curicula școlară și nu au o educație electorală, cel puțin în clasa 12-a, în ultimul an, când ei devin votanți, să înțeleagă și să aleagă în cunoștință de cauză și să înțeleagă că viața lor va fi afectată de politică, să înțeleagă este afectată de politică și să participe la viața cetății prin votul lor. Am să completez că este nevoie și de educație civică, pentru că foarte, foarte mulți din generația asta au trecut de mult măsura. Domnul Crețu, vă rog. Eu vreau să completez ce a spus prin faptul că noi în USR lucrăm la acest aspect. În sensul că avem o filială activă de tineret, chiar acum sâmbătă au avut alegeri, ei între ei vorbesc și au ales președinte de tineret la nivel de Prahova, și încercăm să-i implicăm cât mai mult alături de noi în activități. Inclusiv pot să vă spun că avem tineri care sunt în consilii locale, aleși consilieri locali pentru mandatul viitor, ceea ce este un lucru foarte bun. Învață, ei pot să dea mai departe către cercul lor de prieteni și nu numai prin intermediul rețelelor sociale, ceea ce înseamnă politică, care este activitatea lor, și sper să atragem cât mai mulți, să-i convingem să iasă la vot.